nu pot să o vorbesc în metaforă și pot spune că, deși cultivă în aceeași grădină, roadele sunt puțin diferite. Pentru că fiecare are personalitatea sa bine nuanțată și chiar dacă, din punct de vedere cromatic, nu diferă foarte mult, tematic, există diferențe și, firește, există și diferențe de stil. În tablourile doamnei Dorina Frica, găsim, este mai deschisă, se exprimă mai limpede, fără foarte multe metafore, spre deosebire de domnul Frica, care este metaforic aproape în fiecare tablou. Producțiile sale de ciuperci sunt foarte prolifice și nu proliferează numai ciuperci, ci idei. Idei stă și e foarte interesant, zic eu, că fiecare tablou e foarte grăitor prin ceea ce conține. Le mulțumim că sunt aici.